Datele au fost descoperite ca urmare a unor verificări efectuate de corpul de control al prefectului. Astfel, din analiza balanței furnizorilor pe semestrul întâi au fost descoperite 16 primării care au decontat cheltuieli către firme de avocatură în prima jumătate a anului. Până acum am descoperit 16 primării care plătesc bani la cabinete de avocatură. Mi se pare o lipsă de respect față de cetățenii care plătesc taxe și impozite, că până la urmă secretarul este obligat să reprezinte primăria și comunitatea locală. Secretarul are studii juridice. Nu mai aruncăm banii pe geam pe cabinete de avocatură. Printre acestea se numără și primăria Vlădaia, care a plătit 4.800 de lei pentru serviciile unui avocat. Deși are angajat secretar la primărie, edilul șef are o explicație pentru acest lucru. Cum i-ați plătit acești bani? Cât i-am plătit? 4.800. Nu e adevărat. Da, ați avut o angajată. Cu convenție, nu angajată. A fost restanță, poate, de a dat asta bani. Nu, nu. Dar nu aveți secretar la primărie care să reprezinte interesele? Păi avem, dar nu prea să pricepe. Da, din calea foarte slab pregătit. Pentru că bugetul unor unități administrativ-teritoriale este limitat, reprezentantul guvernului în teritoriu îi sfătuiește pe edilii șefi să dea dovadă de mai multă prudență când vine vorba de cheltuiala banului public. Voi avea o discuție la o întâlnire cu primarii, pentru că sunt foarte multe primării, sunt 16 deocamdată, și să încheiem cu acești bani aruncați pe fereastră. De asta au juriști, de aia sunt plătiți din bani publici, de aia sunt numiți secretari de primării, să reprezinte comunitatea și primărie. Prefectul Ion Mățu le recomandă edililor să apeleze și la juriștii de la prefectură, când secretarii lor au de rezolvat probleme juridice complexe.